Bună, dragilor și dragii mei, era să zic dragilor și domnilor, ia uitați, am venit iară la biserică pentru noi toți și pentru mine și pentru voi, la șelele lui San Francesco, aici în Italia. Am mai fost odată, uitați-o pe Sfânta Madonna, da, Madonina, Sfânta Fecioară Maria, într-o zonă foarte frumoasă de munte. Aici vine enorm de multe persoane din toate părțile lumii, din Germania, din Franța. Este un loc sacru, un loc sfânt, da, este soare, este cald, eu m-am răcit un pic, având în vedere faptul că în România era foarte, foarte, cum să vă zic eu, era foarte frig dimineața, da? Bineînțeles că sunt cu fetițele, sunt cu bărbatul. Aici este cald. Acum sunt vreo 30 ceva de grade afară, nici nu știu cât. Ia uite câtă lume vine. Aici este un loc sacru, dragii mei. Exact cum a fost la Arsenie Boca, dar nu chiar așa. Totuși, oamenii fac poze, vedeți, ăștia sunt turiști, vine de peste tot din lume. Și este foarte frumos, da? Bărbatul și fetițele, da? Deci și aici, bineînțeles că vă voi plăti slujbe, dragii mei, voi aprinde lumânare pentru voi, vă voi trece pentru sănătate, pentru spor, pentru liniște, pentru înțelegere și pentru, bineînțeles, pentru tot ce probleme aveți voi, da? Toate problemele voastre. Este un loc foarte frumos, vedeți că vorbesc pe nas, v-am spus că m-am răcit și am probleme. O să vă arăt cum este aici. Ia uitați cât este de frumos. Da? Ia uitați ce scrie. Dio ti ama. Vrea să zică că Dumnezeu te iubește. Cu asta vă voi intra, spunându-vă că Dumnezeu vă iubește pe toți, dragii mei. Dumnezeu ne iubește pe toți și ne va iubi pe toți și ne iubește în continuare. Uitați-vă cât este de frumos în vale, în jos. Este un peisaj de vis, un peisaj foarte, foarte frumos, munte, uitați cât este de frumos, da? Deci ca să vedeți și dumneavoastră ce frumos arată. Este un loc de vis, un loc unde eu mă relaxez, un loc unde, uitați aici, arată și toți călugării care sunt aici, vedeți, și se roagă la această minunată mănăstire. Pentru că practic este o mănăstire, așteptați că mi-au căzut ochelarii, practic este o mănăstire, da? Uitați cât este de frumos, ei aici arată că face pâine, da? Arată cum cultivă, bineînțeles, fac tot felul de lucruri, da, dragii mei? Voi da un pic pe pauză până ajungem un pic mai încolo. Și uitați cât este de frumos, am coborât mai în jos, este foarte cald, enorm de cald. Vă fac să vedeți, uitați cât este de special, da, dragii mei? Imediat intrăm în mănăstire, da? Deci o să vă filmez și acolo un pic, după care eu o voi opri telefonul să vă scriu la slujbe pe toți, da? Deci am venit iară, este Sfânta Duminică astăzi. Dumnezeu să ne ajute pe toți, dragii mei, uitați cât este de frumos, da? Uitați aici pe Sfântul Francesco care ne așteaptă cu brațele deschise, ca și cum ne-a spune, bine ați venit în casa mea, da? Uitați-l să ne protejeze, așa să deschidă brațele pentru toți, să vă primească cu bine. Ia uitați-vă cât este de superb, dragii mei, uitați-vă cât este de superb, uitați-vă cât este de frumos. O secat apa de la căldură, eu voi intra înăuntru. Dumnezeu să ne ajute. Mi se spune să tăcem din gură, să facem liniște. Am ieșit din bisericuță, vom merge în altă bisericuță, că nu-i voi acolo să filmez, da? Aici voi aprinde lumânări, dragii mei, da? Voi da pe pauză să scot bănișorii, ia uitați-i pe Domnul nostru minunat, Iisus Hristos, Dumnezeu să ne apere de rău. Aici se aprinde lumânări, da, dragii mei?
Îl pun pe bărbatul meu să mă filmeze. Voi scoate bani, bineînțeles, că nu știu unde se pun bani aici, unde se pun bani. Acolo. Ca să aprind și pentru voi și pentru mine. Ia stați aici. Să pun tot bănișorii mărunți care ne avem. Așa nu mai avem ce să facem cu ei. Este foarte frumos aici. Să punem așa mai mulți, pentru că va trebui să prindem mai multe lumânări. Da? Așa. Nu alergați să cădeți, nu? Acum vom aprinde, dragii mei, în primul și în primul rând, pentru toți bolnavii din această lume. Și pentru tata meu și pentru voi toți cei care sunteți bolnavi și aveți bolnavi în familie, da? Pentru liniștea și pacea tuturor celor care ne pentru toți cei care vă uitați acest video și familiile voastre, pentru sporul anului, pentru dezvăluirea lucrurilor rele din viața noastră, dar și pentru tot, pentru absolut tot. Mai punem vreo 2-3, o să mai pun niște bănișori acolo. Pentru îndeplinirea dorințelor, Domnul Iisus să ne îndeplinească dorințele. Așa, și voi lua și două acasă, da? Le voi lua și acasă. Lăsăm bricheta aici, eu nu mai fumesc. Așa. M-am pupat, dragii mei. Și aici, ia uitați ce frumos este, făcut din lemn. Este foarte frumos și Italia are posturi enorm de frumoase. Vedeți dumneavoastră? Ia uitați cât este de frumos aici. Enorm. Și este și o bisericuță mică. Vom intra și aici. Bineînțeles. Vom intra și vă voi arăta. Aici vă voi plăti slujbele, da? Aici vom scrie slujbe. Ia uitați aici. Este închisă. Aici, unde e Domnul nostru Iisus, uitați cât este de frumos, vedeți dumneavoastră, aici vă voi scrie slujbe, dă-te mămică la o parte să intrăm în biserică. Ia uitați cât este de frumos și aici, Doamne Dumnezeule, ajută-ne și apără-ne de rău, uitați cât este de frumos. Dragii mei, vedeți? Aici este în orașul Cortona, la șelele din San Francesco. Uitați cât este. Bineînțeles că este o biserică catolică, dar credința este doar una, nu contează. Dumnezeu este pentru noi toți. Nu contează musulmani, catolici. Este un singur Dumnezeu, dragii mei. Un singur Dumnezeu, un singur Fiu, un singur Duh Sfânt. Da? Uitați cât este de frumos. Acum voi opri, voi scrie slujbele, mă voi ruga și ne vedem pe YouTube, bineînțeles. V-am pupat!